Anul acesta, Transbuz va mai achiziționa 15 autobuze second-hand pentru transportul urban de persoane. Totodată a fost alocată o sumă de bani necesară pentru cumpărarea a noua autobuze articulate, tot la mâna a doua, care să fie folosite pe traseele din afara orașului. La ședința Consiliului Local de săptămâna trecută am făcut o mică rectificare bugetară prin care societății Transbuz i-au fost alocate noi sume pentru înnoirea parcului auto. Așa cum discutasem încă din vară, a mai fost alocată suma de 1.350.000 de lei noi pentru achiziția încă 15 autobuze, iar ca element de noutate a fost alocată suma de 1.850.000 de lei noi pentru achiziția a 9 autobuze articulate, acele autobuze cu burduf, cum le numim cu toții. Autobuzele articulate vor fi folosite în special în orele de vârf pentru a face legătura cu localitățile din jurul Buzăului, care fac parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport. Ce vor fi utilizate pentru rutele preorășenești în orele de maximă aglomerație, atunci când cei din comunele limitrofe municipiului Buzău vin spre oraș dimineața între 6 și 8 și după amiaza când copiii ies de la școală sau cei care pleacă de la serviciu în cursul serii, ei vor putea utiliza aceste autobuze cu burduf care au o capacitate mult mai mare și pot rezolva toate solicitările de transport. Suma suplimentară de 1.850.000 de lei a fost alocată societății Transbuz, care va demara procedurile de licitație pentru achiziționarea celor 9 autobuze articulate.